Universitatea a învins Mediașul în ultima etapă din Liga 1, dar jocul elevilor lui Reghe nu a fost unul strălucit. Chiar dacă suporterii cer întăriri, Sorin Cârțu are încredere în actualul lot. S-a schimbat și antrenorul, e o altă filozofie, trebuie doar ceva timp ca să, nu știu, să împregneze așa din filozofia care o are Reghe în cap jucătorilor și ca sigur vor veni rezultatele. Cârțu este de părere că sezonul actual va fi unul mai disputat decât cel precedent. E interesant, așa vorbim la general, pentru că se vede că apariția unor echipe așa în campionatul nostru, nu știu cum e cazul Rapid, echipe din astea tradiționale, cum e Rapidul, UTA, au început așa să dinamizeze campionatul și este mai atractiv. Oficialul oltean a comentat și starea actuală a gazonului. Eu n-am auzit în viața mea, eu știu că experți în gazon să fie greci. Eu numai piatră pe acolo și eu știu, nu i-am văzut de unde să aibă experiența asta în, sau competența asta în a pune niște gazon, a pune un gazon. Dar așa a fost alegerea, nu știu ce să spun. Cert este că eu știu, la deteriorarea contribuie și faptul că acum sunt 4 meciuri pe lună, nu mai sunt 2. Universitatea Craiova va juca în etapa 7-a în deplasare la Rapid.